Într-o conjunctură mai, mai interesantă astăzi, Dumnezeu a îngăduit să pot să vin în locul acesta și aș vrea să vedem în ciclul acesta pe care voi îl aveți, în studiu pe care îl aveți în perioada aceasta, în sezonul acesta de, de maturitate, aș vrea să vedem câteva lucruri vis-a-vis -vis de ce înseamnă cu adevărat să fim matur din punct de vedere a slujirii noastre. Pentru că fiecare dintre noi suntem datori să slujim, pentru că slujirea nu e un moft, ci slujirea în final e o obligație, dacă vreți o responsabilitate pe care o avem fiecare din partea lui Dumnezeu. Pentru că în slujire, să știți, nu e important ce faci tu și nu e important ce se întâmplă în jurul tău, e important ce se întâmplă în tine atunci când slujești. În momentul în care slujești cu adevărat pe Dumnezeu, se întâmplă ceva în noi, și cei mai câștigați suntem noi, să știți, nu cei pe care îi slujim, ci cei care suntem cu adevărat binecuvântați, sunt cei care intră cu adevărat în slujirea lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. Să știți că în slujire nu există ierarhii. În slujirea este doar slujire Slujirea nu are de a face cu noi Ci de, ce are de a face cu cel Care ne-a autorizat în slujire Pentru că întotdeauna vița Nu rodește pentru ea, ci rodește Întotdeauna pentru, pentru stăpânul ei Cel care a binecuvântat-o Cel care a udat-o, cel care a, a săpat-o Cel care a avut grijă de ea Aș vrea să mergem pe ideea aceasta în seara aceasta Că ea, slujirea, schimbă ceva în noi Și întotdeauna schimbă ceva Slujirea nu are de a face așa de mult cu ce reușim noi să facem, și nici măcar ca și dacă vezi procente cât facem, ci important e ce se întâmplă în noi când facem ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Luca 9, 57 și aș vrea să vedem două, două părți ale mesajului meu în seara aceasta două puncte, cu mai multe subpuncte, două puncte în care aș vrea să vedem în prima fază care ar fi câteva din piedicile slujirii și apoi în a doua parte aș vrea să vedem ce înseamnă cu adevărat să slujim pe Dumnezeu. Dintr-o perspectivă a unei metafore și în seara aceasta aș vrea să vorbim despre plug, ce înseamnă cu adevărat să pui mâna pe coartele plugului și să nu te întorci înapoi, să nu privești înapoi și să nu renunți și să fii un om perseverent, un om care... Ești conștient și sunt conștient că Dumnezeu nu se uită la ce fac eu, ci cine sunt eu. Pentru că Hristos nu se uită la slujirea noastră, ci se uită întâi la caracterul nostru. Pentru că, ca să poți să faci ceva frumos, trebuie să fii un om frumos pe dinăuntru în relația ta cu Hristos. De asta vedem imediat. Haideți să vedem textul acesta, Luca 9,57, pe când era pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au viziuni și păsările cerului a cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și odihnească capul. Altuia i-a zis, vină după mine. Doamne i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrope tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, Oricine pune mâna pe ploc și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Etapele chemării noastre în slujire străi la număr și prima din ele este atunci când simți chemarea lui Dumnezeu în felul următor, vino și vezi. Vino în al doilea rând după mine și apoi a treilea rând și aici e cel mai important. Vino să fii ca mine. Chemarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecare dintre noi și dacă suntem aici și suntem conștienți într-un sezon al maturității noastre, după atâtea mesaje pe care ați auzit în sezonul ăsta, uh, suntem convins că toți trebuie să slujim. Și cred că toți slujim deja, lăsați-mă să cred asta. Adevărat? Amin? Dacă sunteți de acord cu mine, clipiți mai des, să văd că e adevărat sau nu. Toți slujim, toți facem ceva pentru Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu cu adevărat să uh, ne ajute să facem cu atâta credincioșie încât slujirea noastră să ne schimbe pe noi. Nimeni din prezența lui Dumnezeu n-a mers cum a venit în prezența lui Dumnezeu. Nimeni care a gustat cu adevărat ce înseamnă să slujești pe Dumnezeu, indiferent care ar fi slujirea aceasta. Nu te mulțumești cu nimic altceva. Când ai ajuns pe acele culme ale prezenței lui Dumnezeu în viața ta, nu-ți mai dorești nimic altceva. Dar haideți să vedem, sunt trei personaje aici, trei categorii de oameni, trei piedici pe care le-am ales în seara aceasta, și prima din este impulsul firesc. Dacă ne uităm în textul acesta, vedem că acest om, acest prim categorie de oameni reprezentat prin personajul ăsta, omul vede că Domnul înmulțește pâini, omul vede că Domnul e înconjurat de mulțime, omul vede că Domnul face minuni în dreapta și în stânga și la un moment dat mă zice, vreau să fiu și eu acolo pe scenă. Vreau să fiu și eu lângă Domnul. Vreau să, să experimentez și eu ceea ce face Dumnezeu și merge la El și spune vreau, vreau să merg după tine și vreau să spun ceva. Te voi urma oriunde vei merge tu, nu contează unde. Și Domnul îi răspunde și parcă e atipic pentru Dumnezeu, atipic pentru noi astăzi. Să vine cineva la tine, spune, vreau să fac ceva pentru Dumnezeu, vreau să te ajut, nu am nevoie de, de ajutorul tău. Și Domnul îi spune în felul următor, un lucru extraordinar, interesant în același timp. Vulpile au viziuni, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și odihnească capul și îi spune de fapt acestui om că impulsul firesc e motivația lui nu să-l cunoască pe Hristos, ci să cunoască minunile lui Hristos. Ni s-a întâmplat nouă de atâta ori să ne dorim mai mult buzunarul lui Dumnezeu sau banii lui Dumnezeu sau binecuvântările lui Dumnezeu decât inima lui Dumnezeu sau privirea lui Dumnezeu. Și bătălia pe care o avem de dus în slujirea noastră nu are de-a face, repede, și o să spun de mai multe ori lucrul ăsta în seara asta, nu are de-a face cu cât fac eu, ci cât face Dumnezeu în mine când slujesc. Provocarea pe care o am în fiecare moment în care pun mâna pe coarnele plugului și slujesc pe Dumnezeu, provocarea aceasta e de a face cu, a, de a, de a trăi cu adevărat la intensitatea chemării lui Dumnezeu. Matei vorbește despre faptul că ăsta era, de fapt, învățător și a mers la Domnul și a spus învățătorului, o să te urmeze unde vrei, vei merge tu. Pentru că motivația lui a fost doar să învețe ceva de la Hristos, dar nu să învețe cea, ce Hristos vrea să învețe. O să vedeți că, dacă vreți, diferența e foarte fină. În slujirea pe care o, o, o facem în numele lui Dumnezeu, e ușor să vorbești despre slujire și e greu să trăiești în slujire sau slujind pe Dumnezeu. Ne uităm la omul acesta și de atâtea ori ne uităm și noi în viața noastră și a fost de atâtea ori impulsurile pe care le-am avut. Și am zis, vreau să merg și eu, fac și eu. Acum eu ca păstor m-am obișnuit cu momente de genul ăsta și m-am și învățat cu câteva lecții că sunt oameni care nu mă încep, dar nu mai sfârșesc. Se sfârșesc ei pe parcurs undeva, dar nu mai duc până la capăt ce au spus. Și acum când vine cineva la mine de spun, vreau să fac ceva pentru Domnul, vreau să fac ceva în biserică, oricât de lacrimogenă ar părea povestea lui, oricât de sentimental ar spune povestea, îl întreb până când. Deci asta e prima întrebare. Până când vrei? Pe unii chiar nu vine să-i pun să semneze. Adică vrei un an de zile. Nu, un an de zile pentru că orice s-a întâmplat anul ăla, trebuie să mergi până la capăt. Pentru că de atâtea ori facem din impulsul nostru firesc. Omul ăsta pe ăsta nu l-a chemat Hristos și cunosc atâtea cazuri, din păcate, a oamenilor care n-au chemare să facă ceea ce fac ei. Am învățat de lungul slujirii mele că și înainte să mă rog pentru cineva, trebuie să mă rog dacă eu trebuie să mă rog sau nu. Și o să spuneți că e exagerat. Nu e exagerat deloc. Pentru că omul când e în durere acolo, să agață de orice cuvânt pe care eu îl rostesc. Și poate în rugăciunea mea rostesc din dragoste pentru el, din Dorința ca lucrurile să rezolve în viața lui și omul se agață de cuvântul acela ca din partea lui Dumnezeu. Pentru că, repet, slujirea nu are de-a face cu noi, ci are de-a face cu Dumnezeul nostru. Suntem chemați, de fapt, nu să ne încordăm noi în slujire și arătăm ce putem să facem noi, ce datoria noastră să lăsăm pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu și oamenii să vadă ce poate să facă Dumnezeu pocăiților, nu ce poate să facă pocăița căma. Cred că generație e să facem noi un pas în spate și să se vadă Dumnezeu mai mult decât ne vedem noi. Pentru că din impulsul nostru firesc am făcut lucruri care nu trebuia să le facem noi. Nu erau luptele noastre și am intrat în lupte, am deschis uși și porți în viața noastră pe care poate noi să nu mai putem închide niciodată. De aceea e foarte important atunci când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, oricât de spiritual ar părea, oricât de Lacrimogen o fost seara când ți-ai dorit cu adevărat să să faci ceva pentru Dumnezeu. Oricât de tentant ar fi, nu fă nimic fără Dumnezeu, pentru că fără autoritatea lui Hristos, nu se întâmplă nimic. Ci doar aduce slujirea respectiv oboseală, dezamăgire în viața noastră. N-ați observat că devenim din ce în ce mai obosiți? Bine, unii s-au născut obosiți, da? N-ați observat că, de fapt, totul parcă ne obosește mai mult când, de fapt, ceea ce face pentru că niciodată să știți bine cuvântarea lui Dumnezeu nu ne omoară, ci ne energizează întotdeauna. Niciodată ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci, nu te obosește, ci, regenerează în tine în fie, de fiecare dată o pasiune nouă de a face ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Și ideea pe care n-aș vrea să o uiți în seara asta este întreb nu odată, ci de mai multe ori dacă ești chemat să faci ceea ce vrei să faci. Sau ce ți-au spus alții să faci. E foarte important să știi că în slujire, să nu cauți neapărat aprecierile și nici mulțimile, ci să-L cauți pe Hristos în slujirea ta. Pentru că bătălia ochilor noștri și a inimii noastre, să vezi dacă Hristos e alături de tine în slujire, nu doar să cânți frumos, să predici frumos, să vorbești despre El frumos. E important să-L cauți pe Hristos în slujire, pentru că fără El, falimentul e doar o chestiune de timp în viața noastră, fiecare dintre noi. Dar împreună cu El, rămâi în picioare. Știi de ce? Pentru că dacă oamenii te ridică, tot oamenii te coboară dată cu ei. Sau poate chiar fără ei te coboară. Dar când Hristos te ridică, și ce se întâmplă? Rămâi ridicat. Rămâi binecuvântat. Ne uităm la a doua categorie de oameni aici. Și în versetul 59, Biblia spune că Domnul s-a apropiat de un om și a spus, vină după mine. Și el recunoaște, prin cuvântul acesta, Doamne, recunoaște autoritatea lui Hristos. Și spune, Doamne, zice, Acum, lasă-mă întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Și aparent, e, ne contrariază textul ăsta. În vremea aceea, avea grijă de părinții tăi, cea mai mare onoare pe care puteai să o faci, era o datorie să ai grijă de părinți. De aceea șocul a fost mare când fiul risipitor a vrut să plece acasă cu jumătate de avere de la taică să de acasă. Și poate chiar mai mult. Dar a doua piedică pe care avem în slujirea noastră nu e doar impulsul acela, ci îndatoririle pământești. Uitați-vă, vă rog, în text. Biblia nu spune că Domnul Iisus Hristos a spus lasă-l pe taică -ta și pe maică -ta, că s-ar contrazice cu decalogul, nu? Cu porunga pe care o știm, că vă trebuie să ne cinstim părinții, dar spune datoria pe care o ai tu, datoria pe care o avem noi, e de fapt să duci, să vestești Evanghelia acolo unde ești. De fapt să fim purtători de Dumnezeu. Să fim, dacă îmi permiteți expresia asta, o poartă vocea generației noastre, în care să vorbim de la Dumnezeu, pentru Dumnezeu și numele Lui Dumnezeu. Și ceea ce faci tu, repet, să n-aibă de-a face cu numele tău, ci cu numele Lui Dumnezeu peste viața ta, slujirea ta și ceea ce faci în fiecare zi. Pentru că slujirea, repet, n-are de-a face cu poziția mea, ci poziția mea, nu poziția mea înaintea oamenilor, ci poziția mea înaintea Lui Dumnezeu întâi. Pentru că bătăliile întotdeauna se câștigă înainte de a fi date sau se pierde înainte de a fi date. Pentru că nu e important atât de mult ce faci în slujire, ci cum te pregătești în slujire. Dar noi la biserică încercăm, nu reușesc tot timpul, dar îmi doresc să ajung la repetiție, să mă rog cu cei care urmează să cânte duminica. Pentru că avem nevoie să fim, înainte să facem un lucru, dacă vreți, în unitate, să cântăm împreună, e nevoie să fim unitate în Duh întâi. Pentru că de atâtea ori cântăm fără prezența lui Dumnezeu, cântând despre numele lui Dumnezeu. Una din piedicile pe care le avem în slujire e ceea ce ne obosește și aceste îndatoriri. Biblia nu spune să ții ei cuvântul Dumnezeu acum Biblia la 45 de grade să stai în sus sau să ții cu microfonul toată ziua în mână și Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu ne învață de fapt peste ceea ce facem fiecare zi să chem numele Lui Dumnezeu. Și acolo unde ești, să vorbești pe ce a făcut Dumnezeu cu tine. Pentru că slujire nu înseamnă două ore de program de biserică sau o oră jumate sau o oră și un pic, cum am vizia asta. Slujire nu înseamnă doar să cronometrezi tu. Să dai cât ce sfânt ești, că ai fost și la repetiție și luni și marți și mergi, stai mai mult în biserică decât acasă. Te confunzi cu mobilierul din biserică cât de mult stai în biserică. Dragilor, slujire înseamnă, de fapt, să pui numele Lui Dumnezeu peste întreaga ta viață. Pentru că dacă nu -ai, -ai, vorbit cu Dumnezeu o săptămână întreagă, poți să treci, nu ți o aureolă pe cap, acum când intri în biserică și să schimbă ceva. Nu, noi venim cu Dumnezeu de acasă. Și vreau să spun un lucru extraordinar de important. Ce se întâmplă la o întâlnire a unei oricărei biserici, e suma ceea ce se întâmplă în casele noastre fiecare dintre noi. Și vă garantez că dacă toată săptămâna ai cântat, Indiferent cum a fost melodia, nouă, veche, oricum asta e o chestie ciudată cu nouă, veche, în fine, nu intrăm acum în alte. Dar dacă toată săptămâna ai cântat, vreau să spun că nimeni nu te poate opri pe tine când duminică, corect? Nu uitați de clipit, sunteți de acord cu mine. E adevărat sau nu? Ziceți așa. Că dacă acasă te-ai rugat o săptămână întreagă, vreau să vă spun că nimeni nu te poate mai... o poate opri duminica să rogi. Și dacă nu te pune nimeni să rogi, te rogi, oricum te rogi. Pentru că slujire înseamnă să pui numele Lui Dumnezeu peste întreaga ta viață. Al treilea, a treia piedică, a treia categorie de oameni e compromisul aici. Un altul a zis, Doamne, și asta a fost mai interesant, al treilea au văzut ambele variante, și mi și au zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Și în original nu vorbește despre părinți aici, că asta prima dată a fost așa, Bă, nici măcar nu te lasă să saluți părinții, știi? Nu, e o chestiune interesantă, un joc de cuvinte și are de-a face, de fapt, să lasă-mă să îmi iau rămas bun de la vechile mele obiceiuri, sau vechile mele relații, dacă vreți, vechea mea viață. Și Domnul spune un lucru extronar, versetul 62. Oricine pune mâna pe plug, pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoinic. Fiți foarte atenți, vă rog, nu pentru slujire, nu este destonic pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că o singură mițiună îți distruge o viață de adevăr, corect? E adevărat sau nu? O singură mărturie nepotrivită îți distruge o viață, dacă vreți, de mărturie potrivită. Niciodată Dumnezeu nu va binecuvânta păcatul din buzunarul meu, din inima mea și din mintea mea. Dar niciodată. Putem să cântăm să zâmbește miște candelabrele. Putem să ne rugăm, dacă vreți, pe puncte, pe 10 puncte acasă. Putem să facem ce vreți dumneavoastră. Dumnezeu întotdeauna va bine binecuvânta în termenii Lui, nu în termenii noștri. Pentru că dacă vrei harul Lui și autoritatea Lui și puterea Lui, va trebui să, să intri în limitele Lui Dumnezeu și în timpii Lui Dumnezeu și în valorile Lui Dumnezeu. Pentru că nu uitați un lucru și nu uitați ce spun acum. Mai important ce se întâmplă în tine decât cu tine. Și asta dacă vorbim de, cu adevărat despre slujire autentică. Și acum aș vrea să vedem câteva caracteristici ce înseamnă cu adevărat să slujim din perspectiva plugului. Acum mult la dumneavoastră sunteți enervați de tineri. Nu știu dacă ați reușit să vă faceți măcar poză cu un plug, varianta asta mai old un pic, dar aș vrea trei lucruri să vă amintesc aici. Și primul din ele, când ne uităm la un plug, când înțelegem slujirea din perspectiva plugului, din perspectiva în ce înseamnă cu adevărat să pui mâna pe coanele plugului, e sacrificiu. Poți să-ți faci poze frumoase și selfie și să ai foarte mulți urmăritori și like-uri dacă vreți lângă un plug. Dar diferența va fi în bătătorii de palmă. Hristos spune în cuvântul lui Dumnezeu că ne va împărți într-o zi nu după nici după biserici și nici după cât am stat în biserică, ci despre roadele pe care le-am adus în corect. Hristos este cel care într-o zi și e cel care vede în fiecare zi din slujirea ta bătăturile, de fapt, care-i costul pe care îl plătești pentru slujire. E un cost al slujirii pe care trebuie să-l ducem fiecare noi și îl plătim fiecare dintre noi. Oricât am fugit de lucrul ăsta, oricât nu ne-ar place asta, slujirea adevărată costă. Costă o pregătire, spunea, mult mai, mai, importantă decât slujirea însăși. Pentru că în pregătire Hristos te schimbă și Hristos schimbă inima ta ca El să coboare cu adevărat în mijlocul închinării tale și în mijlocul slujirii tale să atunci când vorbești, când mergi și ajuți să nu faci de la tine, să nu faci în puterea ta, să nu faci pentru că așa simți tu și așa vrei tu, ci să faci pentru că Hristos te-a chemat să faci lucrurile și impactul pe care îl vom avea vom avea măsura în care ne lăsăm atinși de prezența lui Dumnezeu. Ca generație avem nevoie, fiecare generație are nevoie să fie evangelizată și fiecare generație are nevoie să întâlnească cu Hristos din nou și cu adevărat să experimentăm ce înseamnă să slujim. Pentru că plugul acesta, un plug românesc, tipic românesc dacă vreți, un plug pe care l-am văzut poate unii dintre noi în copilăria noastră, e extrem de greu. Numai dacă pui mâna pe el și îi da să-l pui în brază, da să intri cu adevărat în pământul acela mai, mai secetos uneori și să-l ții drept. Pentru că nu ari cum vrei tu. Nu ari unde vrei tu. Pentru că slujirea nu are de-a face cu mofturile noastre și cu confortul nostru. Să știți, slujirea are de-a face cu dedicarea noastră. De atâtea ori ne-am pus problema dacă noi suntem vrednici sau nu. Vreau să vă spun ceva, vrednicia noastră e în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu ne face vrednici. Dumnezeu vrea din partea noastră o disponibilitate de a sluji pe Dumnezeu. Și fața orașului nostru se va schimba când fața bisericii noastre se va schimba. Oamenii se vor pocăi mai mult când pocăiții se vor pocăi cu adevărat. Oamenii vor sluji pe Dumnezeu cu adevărat uitându-se la noi. Dacă o facem cu sacrificiu sau nu. Dacă o facem doar când e confortabil, doar când ne, ved, ne văd ceilalți, doar până când ne mărităm bine sau ne găstorim bine și după aia nu mai facem. Prețul e un preț pe care trebuie să-l plătim. Și vreau să nu uiți asta în seara asta. Hristos într-o zi te va binecuvânta în măsura bătărilor din palmele pe care le ai în slujire. Nu datorită frumuseții, nu datorită prezenței, nu datorită ceea ce ai reușit tu să impactezi în jurul tău, ci Dumnezeu se uită la inima noastră. Pentru că dincolo de ce reușim să facem noi, important ce se întâmplă în noi, să nu uiți asta. Și dacă nu s-a întâmplat nimic în tine după o slujire, puneți serioase întrebări. De fapt, pe cine am slujit sau cum am slujit? Rad în din caracteristici este sacrificiul. Nu e ușor să mergi și să iei plugul acesta. Vorbind de sacrificiu, e o imagine pe care vreau să vă redau. Eram mic și mergeam cu bunicul meu la, la lucru câmpului. Și atunci când animalul nu mai putea, atunci când calul, când uh, boul sau vaca cu ce, fiecare cu ce avea acasă, când nu mai putea, stăpânul făcea un lucru extraordinar. Oprea momentul acel al sujirii, dacă vreți, al aratului sau al săpatului. Oprea momentul ca animalul să tragă o gură de aer. Când mergeam acasă cu carul și era o, o pantă destul de abruptă uneori și greutatea era destul de mare în car. Și animalul urca dealul ăla începea să-l și la un moment dat nu mai putea. Și ce făcea? Și Traian Dorz are o serie faine de cărți. Spune că, de fapt, animalul se punea în genunchi. Și trăgea o, o, gură sănătoasă de aer. Și mergea mai departe, pentru că datoria era să ducă mai departe carul acela. Vreau să vă traduc ce ni se întâmplă nouă în slujire, de fapt. Atunci când nu mai poți, atunci când ai senzația că E prea greu, e prea mult, e de prea mult timp, prea puțin. Bucuria pe care o avem în toată slujirea noastră atunci când crezi că nu mai poți, vine stăpânul și doar pune mâna pe tine. Și nu știu de unde și nu știu cum ai puterea de a te ridica să mergi mai departe și în timp ce te ridici spune mai e puțin și ajungi în vârful dealului și pe urmă e mai ușor. Asta m-a ținut în slujire și asta ne-a ținut în slujire pe mulți dintre noi. Pentru că atunci când oamenii nu s-au dat jos din car, ci oamenii au pus mai multă greutate pe noi, fiind în genunchi acolo, mi-aduc aminte de o imagine extraordinară. Eu aveam, eram un metru și un zâmbet, eram micuț, aveam un, poate un 30 ceva de kilograme. Era o tonă de, de greutate în spate, în car. Și ce îmi spunea bunicul meu, dă-te mă jos, că e greu pentru, pentru animale. O 30 de kilograme în plus în minus la o tonă nesemnificativ. Corect sau nu? De este de bun simț. Înțelegeți ce zic eu acum? Știa animalul că a însărit o din car. O, știam mă, oameni buni. De o este de bun simț. Și dacă ducem lipsă în slujirea noastră, ducem lipsă de oameni care să dea jos din cară. Și oameni care se pună mâna acolo, nu împingi tu carul, dar măcar să te dai jos din el. Și astăzi oamenii slujesc greu. Pentru că nu doar că nu se dau jos din carci, mai pun greutăți mai mari. Și oamenii au un fel de albitru de tenis. Mai strică aut și neați câteodată. Și uite, zic că nu pot putut, zice, nu o putut. scutați mi un bun simț pe care mi-aș dori să-l avem în slujirea noastră și în trăirea noastră. Un bun simț al slujirii sunt bun simț al purtării de grijă a celor care slujesc, a celor care se înjug, a celor care duc povara mai departe. Prima caracteristică e, dacă vreți, sacrificiul, doi, e consacrarea. Biblia vorbește despre acel privit înapoi. De ce să nu privești înapoi? Un pic dacă priveai înapoi, nu mai mergeai cu la dreaptă. Că nu aveai GPS acum, să pui coordonatele și nu mai e nicio treabă. Merge singur. Trebuie să fie atent ca fiecare brazdă să fie întoarsă. Și vreau să vă spun un lucru extrem de important. Am pământ arat ați văzut cu toții. Te uiți la un pământ arat și pare fain arată, nu? Dar dacă te-ai dus cu brază un pic în dreapta sau în stânga, s-au creat acele insule, dacă vreți, în care brazda n-a fost întoarsă, ci o altă brazdă peste iarba respectivă. Știți când se va vedea, de fapt, cât de bine am arat? a se ceriș. Spune Domnul Iisus să o pildă cu neghina, nu? Lăsă și lasă să crească neghina și când se va vedea, când va fi mare, atunci prima dată scos neghina ca să rămână greu. O șolot unul la bunicul meu în sat, un tractor și când nu mai arat nici cu animalele, au venit tractoarele, ne-am modernizat și noi un pic L-a întrebat pe bunicul meu, mă, Petre, mă duc să îți ar și ție, că ar în zonă acolo. Era un bun simț, erau sălcile alea acolo de hat, nu merai tocmai bune vrei, Știa, Era un bun simț, altă generație, poate. Și la care zice bunicul meu, du-te și ce vrei să pui acolo? Ce porumb. La porumb trebuie să mergi mai adânc un pic. Și câte are ai acolo? 15 arii. 1500 de metri. Deci, uite, îți plătesc pentru 15 arii. Și eu zic, mă, perfect, nu mai mă duc în soare, nu mai o vitamina D, nu mai stau la 40 de grade să săpăm noi, să arăm noi, bă, stai acasă, plătești, meserie, frate. Zice bunicul meu către mine, după ce a plecat ăsta cu tractorul, zice, hai să mergem și noi. Zice, bă, mă, duc și eu cu el, ajungem la dar acolo ăsta ara, în dreapta, stânga, după coordonate pe care le-a dat la bunicul meu, GPS, totul era aranjat. Și dacă mă întreba, dar de ce am venit și noi acum să ne uităm la ăsta, nu poate arăta tractorul fără privirile noastre, trebuie să facem poză. Nu zice, fiți foarte atenți ce vă zic acum. Zice, am venit să văd cât de adânc are, pentru că eu am, eu am, plătit să are, să are adânc, să bage în limbajul agricol, să bage plugul tot în pământ. Ascultați-mă bine ce vă zic acum. Aparent, poți să întorci o brazdă mică și pare arat terenul, așa -i? Știți care este diferența, dragilor? Aparent, o ducem bine. Aparent, slujim pe Domnul. Aparent, mergem la biserică. Și continuați voi, cât vreți. Știți care este diferența? În profunzime. Pentru că Hristos nu se uită la ce se uită ochiul omului, ci se uită la adâncimea trăirii noastre în Hristos. Mă rog ca după anul acesta de maturitate spirituală, să vă adânciți în relație cu Hristos mai mult. Și am timp gând în seara asta. O altă caracteristică este, era determinarea. Știți când mergeam acasă? Când se termina totul de arată. Când trebuia să săpăm tot, toată holda. Și una din cele mai frumoase cele mai frumoase expresii pe care le-am auzit Mergeam pe ulița satului la noi în Bihor și le întrebau, era și eu cu sapă mai mică, bunicul meu cu sapă mai mare, și le întreba lumea pe drum și zicea mă Petre, zice, gătata ai. Și cea mai frumoasă și cea mai, dacă vreți, ușurare, cu plină de ușurare expresia era gătat. într traducere bihorenească înseamnă că e terminat. Dar nu terminai atunci când apa, apropo, apa ținea cam o oră, maxim, după o oră n-aveai ce să mai bei de ea, numai te spălai pochi. Deci era mai mult caldă decât de băut. Și te-ai ziară după slălină, altă generație. Nu știu dacă vi s-a întâmplat treaba asta. Deci mâncai, în fine. Ce apucai. Dar nu te opreai când nu mai puteai tu, că nu mai aveai chef. ci știi când trebuia să te oprești? Sau când ne opream? când terminam. Și când terminam noi, poate termina la ora 5 după masă. Și eu în gândul meu, bă, acum mă duc, rup un râu, acum mă duc, mă arunc în apă, mă fac delfin. Deci abia aștept. Și eu numai asta visam. Gata, mă duc, bag acasă, balotez rapid, mâng rapid și mă duc la baie. Asta era visul meu. Și pe drum, ne întâlneam cu altul care nu terminase. Și ce făceam? Te puneam în rând cu el să termine și el. Pentru că el nu a avut atâtea șanse cât ai avut tu, ai avut o poate. Și când terminam, mă știi, patru, deja eram patru, mai găseai până mai prăpădit ca noi. Și deja eram șase, șapte. Dar nu mergeai acasă și te lăudai, băi, eu am terminat, mă, și Vasile, bă, Vasile ăsta, mă, mă dă lucru, nu-i bun. Pentru că asta se face slujirea în tine. Nu poți să te mulțumești tu doar că tu ai biruit, că tu ai gătat. Și slujirea nu te lasă să mergi mai departe. Pentru că ce schimbă slujirea în tine, începi să simți cu celălalt. În simți cu nevoia lui, nu-și cere la hai mă, ajută-mă și tu. Hai că nu mai pot, hai că îmi dă cu virgulă, hai că nu mai știu ce să fac. Și doar îl vedeai care nevoie. Doar îl vedeai că nu mai poate. Doar îl vedeai care are nevoie de ajutorul tău. Și ce face slujirea cu noi? Ne face mai umani. Ne aduce într-un stadiu în care Dumnezeu rămâne Dumnezeu și noi rămânem oamenii. Și bucuria pe care o am e că nu doar noi unele alții suntem aproape, Și Dumnezeu a fost întotdeauna acolo. Că n-ai mai putut tu, El o știu cât, cât de greu e carul tău. Și doar a pus mâna pe tine. Când ai avut bani să-ți plătești chiria, Dumnezeu a lucrat încât să poți să plătești chiria. Când ai venit la facultate, n-ai știut în ce direcție să o poți Și Dumnezeu a fost cu tine. Corect sau nu? Când ai știut cu cine să vorbești, a vorbit Hristos cu tine. Când ai crezut că toți au terminat cu tine, vreau să spun ceva, Dumnezeu și abia acum începem. Și bucuria pe care o am. E atunci când slujim cu adevărat pe Dumnezeu, că nu o facem niciodată singuri.